Am o mare plăcere să și onoare să avem alături pe noi, de noi, pentru a prinde lumânarea de Hanuka pe Ministrul Educației, doamna Ligia Deca. Îi mulțumim pentru sprijin valoros acordat misiunii noastre educaționale și pentru grija față de siguranța elevilor din cadrul școlii noastre și pentru solidaritatea față de cei care sunt răpiți, pentru sensibilitatea. Mulțumesc mult! Excelența voastră, dragă Tova, domnule președinte al Senatului, excelența voastră, domnule ambasador, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, dragi elevi, mă bucur să iau parte alături de dumneavoastră la o tradiție străveche a poporului evreu, care sărbătorește un miracol. Este un moment cu atât mai important pentru mine, cu cât prezența mea aici are și o altă semnificație. Și anume aceea solidarității cu poporul evreu și statul Israel în fața atrocităților cărora, din nefericire, le suntem martori și astăzi. Simbolistica luminii care învinge întunericul, așa cum este aprinderea lumânărilor de Hanuka, este o temă profundă despre împlinirea aspirațiilor, dar și despre rezistență și despre căutarea dreptății. Eu cred în simbolistica acestei sărbători, pentru că lumina este izvor de credință și de optimism, este încredere în viitor, este scopul educației și este sclipirea din ochii copiilor și ai celor care ne privesc acum din această sală, dar și al tuturor copiilor din lume. Elie Wiesel ne-a învățat această lecție a luminii care învinge întunericul probabil mai bine decât oricine altcineva. Într-una dintre amintirile sale din timpul Holocaustului, a văzut cum un alt prizonier și-a schimbat rația zilnică de pâine pentru niște materiale simple cu care a asamblat o menoră. Și a scris că nu-i venea să creadă ce sacrificii a făcut acest om pentru a respecta sărbătorile. Uimit, l-a întrebat: Hanuka la Auschwitz? Iar bărbatul a răspuns: mai ales la Auschwitz. Despre istoria evreilor din România și despre Holocaust învață astăzi sute de mii de elevi în România. Toți elevii de liceu din țară vor cunoaște adevărul istoric. Însă Holocaustul nu este doar un episod al celui de-al doilea război mondial, ci este expresia urii și a cruzimii oamenilor. Iar ura nu are ce căuta în societatea noastră. Îndemnul meu către comunitatea școlară este să educăm viitoarele generații în spiritul toleranței, al combaterii oricăror manifestări care pot încălca drepturile omului, dar și îndemn pentru o cunoaștere profundă a trecutului, atât cu momentele sale luminoase, cât și cu cele întunecate. În calitatea mea de ministru al educației, este evident că voi crede întotdeauna în rolul școlii pentru a transmite generațiilor prezente și viitoare respectul pentru valorile profunde ale umanității. Educația este calea pentru a învăța importanța toleranței, a respectului reciproc și a păcii. Și vă mulțumesc pentru onoarea de a mă afla astăzi aici. Transmit gânduri bune întregii comunități evreiești, alături de speranța mea într-o lume în care ura să nu-și mai găsească locul. Hag Hanuka Sameach.